întâmplă? Noua modalitate de calcul al taxei a fost determinată de obligația legală a autorității publice de a implementa calculul taxei la volumul deșeurilor sau la greutatea lor. La Sibiu s-a ales metoda calculului la volum, pentru că asta a fost infrastructura pe care o avem disponibilă. Taxa nu se va calcula la numărul de persoane din locuință sau gospodărie, se calculează la volumul recipientelor golite, astfel fiecare abonament prevede un număr fix de goliri, respectiv abonamentul pe care l-am propus practic, care înseamnă aproximativ un 36 de lei pe lună pentru o gospodărie, nu este discriminatoriu pentru una, două sau trei persoane. Ne raportăm la același volum disponibil în recipientele de deșeuri. Dar totuși o persoană singură nu produce gunoi la fel de mult ca o familie compusă din 3, 4, 5 membri. Volumul disponibil în recipientele de deșeuri, fie că sunt seturile individuale primite de locuințele individuale, fie că sunt recipientele comune de la platformele de blocuri, este același raportat la fiecare locuință. Noi nu avem mijloacele tehnice posibile de a urmări la această oră producerea individuală a cantităților de deșeuri. Dar putem, nu știu, un pensionar poate nu produce la fel de mult gunoi ca o familie cu 2-3 copii mici. Sau... Pentru toți utilizatorii sistemului există posibilitatea de a li se contoriza numărul de ridicări sau cantitatea de deșeuri dusă la recipientele comune și astfel să poată trece la un abonament redus. În speță, acum, în propunerea noastră, este abonamentul Eco, care are un volum mai mic de deșeuri. Și care intră în vigoare de anul viitor. Care poate fi aplicat retroactiv, dacă se îndeplinesc condițiile din regulament. Dar atunci cum se explică, cum se poate aplica principiul acesta? Plătești cât arunci? Mai e valabil în momentul de față? Bineînțeles că este valabil. Abonamentul care are un număr de ridicări incluse, acele fiecare ridicare, pot să vă dau un exemplu, la Sibiu costul unei pubele de rezidual este de 6 lei pe ridicare. Deci în momentul în care am un număr mai mic de ridicări, se vor calcula și se vor deduce din taxa viitoare. Mulțumim frumos, numele complet? Popa Marian. Mulțumim. Director Serviciul de Salubrizare, Primăria Sibiu. Mulțumim.